Pe ulițele satului Oltean se vorbesc multe, dar puține lucruri despre virusul care a îngrozit lumea. Oamenii nu sunt convinși că el există, chiar dacă recunosc faptul că există ceva care le afectează sănătatea oamenilor din întreaga lume. Cred că este. Din moment ce toți din Parlament și asta cu ordinele astea care se dau... La noi aici, la comună, deocamdată nu s-a auzit și nici nu este. Ați avut sau aveți prieteni, cunoștințe despre care ați aflat că au luat virusul? Nu. Nu știu eu nici nu mă tem, nici nu. Ce să spun altceva, Șile? Dar ce crezi, există virusul ăsta? Păi eu zic că există, mamaie. Că dacă n-ar exista, nu s-ar fi, cum să spun eu, n-ar fi murit lumea, ce mai, ca să spun mai clar. Sătenii susțin că poartă mască doar ocazional, atunci când merg la oraș sau la magazin, dacă le cere expres vânzătoarea. Ei recunosc faptul că de cele mai multe ori nici comercianții nu respectă regula purtării măștii în spații închise. Să umblăm cu măștii, să nu ieșim așa până lumea afară, să până la biserică, vai de lume, ne ducem pe furiș. Ce să facem? Ce zici, așa facem? Păi, e frică? Ne frică, mamă, ne frică. Și ne ferim și noi de unii dați, adică stăm numai cu prieteni la masă. Nu stă cu oamenii cunoscuți. Bărbații, în general, în această perioadă de pandemie, nu ocolesc cârciumile din sat și consideră că răchia de prună sau coniacul îi ține departe de efectele virusului chinezesc. Mai bem cât un coniac, cât o țuică, câte alea. Oferește țuica de COVID. Păi ne oferește, da. Pentru a impune regulile de prevenire a răspândirii coronavirusului, polițiștii și jandarmii desfășoară zilnic sute de verificări. De multe ori, pentru nerespectarea măsurilor impuse, se aplică sancțiuni dure.